Peste 80 de primari aleși din partea blocului acum și a socialiștilor sunt de fapt foști democrați, iar pentru a adera la noua guvernare oamenii ar fi fost șantajați și amenințați. Declarațiile au fost făcute de liderul PD, Pavel Filip, care a prezentat și exemple concrete. De cealaltă parte, reprezentanții blocului electoral au negat acuzațiile. Dintre primarii aleși de primul tur pe listele celor de la putere, 83 sunt foști primari ai Partidului Democrat. Majoritatea dintre aceștia au fost șantajați să treacă de la PDM la acum sau PSRM. Ca să ilustreze acuzațiile aduse, secretarul general al PD, Alexandru Jizdan, a oferit exemplul lui Veceslav Bystritsky, membru activ al democraților timp de 10 ani. El ar fi fost șantajat de către deputatul Kiril Mulțpan să adere la blocul acum. În caz contrar, își va pierde funcția de șef al oficiului Moldova Gaz din anii noi. Conform democraților, bărbatul ar fi fost responsabil de migrarea unor primari la noua guvernare. Domnul Bystritsky, sigur că ne-a comunicat despre acest lucru, că este șantajat de către putere. Au fost condiționat, de fapt, cu părăsirea Partidului Democrat și aderarea la blocul acum din anii noi. Ulterior, în incinta Parlamentului, în biroul nemijlocit a deputatului blocului acum, Kiril Moțpan, a avut loc o întrevedere. De cealaltă parte, bărbatul s-a arătat surprins de aceste informații. Nu cunosc subiectul, dați-mi timp să mă chiar că chiar este o noutate pentru mine. Că mi-e adevărat. Eu vreau să mă documentez. Și deputatul Kiril Moțpan a negat acuzațiile aduse de democrați. Categoric nu am influențat niciunul prin manierele care le practicau anterior pediști. Jizdan mă învinuiesc că aș fi rupt de la PDM 5 primari din raionul Anenei Noi, care au obținut victorie din primul tur. Foarte bine. Regret că doar 5, pentru că între primarii care au aderat anterior la PD, mai sunt la sigur unii care ar putea reveni la normalitate. Socialiștii nu ne-au răspuns la telefon pentru o reacție, iar vicepreședintele platformei DA a declarat că așa procedau de fapt democrații atunci când au ajuns la guvernare. Noi nu suntem ca dânșii. Nici s-au deprins că orice mișcare, orice primar care, iată, candidează de la oricare partid, el poate fi manipulat, poate fi supus unei presiuni, altfel ei nu știu la conduce țara. Ei cunosc doar o singură metodă, cu bâta. Ieri premierul Maia Sandu, care este și președinta PAS, a atins acest subiect. Ea a sugerat că mai mulți candidați i-ar fi cerut să participe la alegerile locale din partea blocului, însă s-ar fi opus. Este un scor bun. Trebuie să spun că dacă am fi acceptat unii candidați care au dorit să vină la noi din alte partide politice, probabil acest scor era mai mare, dar noi suntem partid altfel și am spus asta, că o să mergem pe persoane care nu au fost implicate în lucruri mai puțin frumoase în trecut. În urma alegerilor de duminică, din primul tur au fost aleși 515 primari, din cei aproape 900. PDM a obținut 191 de primari, fiind plasat pe primul loc. Socialiștii au obținut 124 de primari, iar blocul acum 82.